Stimați telespectatori, bine ați venit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Față în Față. Alături de mine este domnul George Mândilă în calitate de consilier județean, să spunem reprezentantul liberalilor în Consiliul Județean. Bine ați venit, stimate domn! Bine v-am găsit și bună seara, în primul rând, tuturor locuitorilor județului Constanța. Stimate domn, pentru dumneavoastră nu este o experiență nouă, pentru că ați fost consilier județean, ați revenit, dar putem să spunem că sunteți într-o echipă nouă la Consiliul Județean. Am exercitat deja un mandat în perioada 2012-2016, iar acum am revenit în Consiliul Județean alături de colegii mei din Marele Partid Liberal și de figuri noi de la celelalte partide, în speță Mișcarea Populară, ALDE și Partidul Social Democrat. O altă structură. O altă structură, oameni noi. Sperăm că sunt și proceduri noi, sperăm că avem o conducere nouă cu care să ne înțelegem. Evident, noi suntem în opoziție, acolo suntem 15 consilieri județeni, majoritatea este formată din PSD, ALDE și PMP. Dânsii au gestiunea puterii în Consiliul Județean în momentul de față. Dar aveți un cuvânt de spus. Avem un cuvânt de spus, evident, nu se pot trece hotărârile care necesită două treimi. Acolo unde discutăm de patrimoniu și de toate celelalte chestiuni ce leagă banii județului Constanța, puterea este nevoită să dialogueze cu noi. Dar noi până acum considerăm că am dovedit, colegii mei, evident eu nu eram în Consiliu până acum două săptămâni, colegii mei au dovedit că sunt oameni de înțeles și că pun mai presus de orice interesele constanțenilor de pe arealul întregului județ, evident. În Consiliul Județean prioritară este administrația sau politica? Administrația, întotdeauna. Politica este o chestiune secundară în Consiliul Județean, iar ea pălește în momentul în care rodul acestor discuții de administrație este binele cetățeanului. Discutăm despre administrație, discutăm despre 69 de unități administrativ-teritoriale. Municipiul Constanța nu este inclus în ceea ce privește finanțarea și ajutorul pe care noi l-am putea da acestor primării. Iar aceste 69 de UAT-uri, cum le spunem noi prescurtat, au problemele lor. Orice comună, orice oraș are particularitatea lui, are nevoile lui, are proiectele lui depuse, are nevoie de cofinanțare, are nevoie de asfaltare, are nevoie de alimentare cu apă și canalizare, are foarte, foarte multe necesități. Iar cetățenii nu cred că mai au răbdarea necesară să se considere o generație de sacrificiu, ne lasă că suferim noi și va fi bine pentru copiii noștri. Binele este necesar să-l facem în zilele acestea, în timpul mandatului nostru. Așa este normal să privim lucrurile. În contextul în care la alegerile locale 2016 PNL-ul a obținut un rezultat, a fost la un pas să ajungeți la conducerea Consiliului Județean. 100 de voturi și președintele Consiliului Județean și majoritatea era la noi. În acest context se poate spune că cei cu drept de vot au vrut cu adevărat o schimbare. Și această schimbare a stat în acel moment în mâinile PNL-ului, dar din păcate PNL-ul, așa cum a spus, la o diferență foarte mică, nu a ajuns la conducerea Consiliului Județean. În acest context, PNL ați spus că are un cuvânt de spus, mai ales când vorbim despre cele două treimi. Dar atunci când își exercită votul în Consiliul Județean, în ședințe, ține cont de criteriile politice sau de situația reală în teren pe care ați găsit-o în campanie? Cum am văzut eu lucrurile? PNL-ul a fost încărcat cu responsabilitate. În momentul în care a primit 100.000 de voturi aferente Consiliului Județean la alegerile locale, din iunie 2016, asta înseamnă că avem o mare răspundere și le-am spus chestiunea aceasta tuturor colegilor mei. Din pricina aceasta este necesar să colaboreze cu conducerea Consiliului Județean, evident în limitele legii și evident în ceea ce privește bunul simț administrativ-politic. Din pricina aceasta PNL-ul face parte din Comisia de Analiză a proiectelor depuse de către primării, în care se discută la masă rotundă cum se împart banii. Banii aceia puțin pe care are Consiliul Județean, evident, după cum bine știți și cazul să știe și telespectatorii, marea majoritate a sumelor, în momentul de față, vin de la guvern. A fost o ordonanță undeva în ianuarie 2015, dată de domnul Dragnea, prin care aproximativ 100 de milioane de euro, iau cazul județului Constanța, în momentul de față, nu se mai împărțeau
prin pixul președintelui Consiliului Județean și aveam aici eternele certuri pe care nu numai eu, chiar și alții înaintea mea le-au avut cu fostul președinte al Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu. Și cred că oamenii, dacă au privit la televizor și au auzit de baronizare, nu se făcea referire doar la Constanța, se făcea referire la mai multe județe. Prin ce se exercita acea baronizare? Prin discreționalismul alocării sumelor către primării de aceeași culoare politică. Și aveam aici niște copii răsfățați, niște campioni ai alocărilor. Nu cred că e cazul să rostesc numele acelor localități și numele acelor primari, dar evident niște personaje răsfățate au existat. Din pricina aceasta, banii aceștia, 100 de milioane, s-au mutat la guvern. Noi, în momentul de față, din calculele care le-am avut pe 2016, aveam undeva la vreo 40-45 de milioane de euro bugetul Consiliului Județean. Evident, din banii aceștia, având în vedere câte instituții subordonate avem, muzeele, școlile pentru copii cu nevoi speciale, programul Cornul și Laptele, Regia Județeană de Drumuri și Poduri, toate aceste direcții sunt consumatoare de bani, plus aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Banii pe care îi împărțim la primării sunt destui de puțini. Iar aceste sume sunt folosite pentru a cofinanța proiecte sau pentru a face reparații de urgență și de mai multe ori pentru a asfalta niște porțiuni de drum sau a întinde piatră pe anumite drumuri comunale. Nu se poate vorbi despre asfaltare în totalitate. Nu se poate vorbi despre asfaltare în totalitate. Deja pentru a asfalta din nou județul Constanța este un program monstru. E nevoie de bani foarte, foarte mulți. Totodată, Consiliul Județean lucrează prin Regia Județeană de Drumuri și Poduri, dar noi aici am găsit o situație între ghilimele catastrofală. Am alimentat această regie cu sume importante, dar în continuare ea nu a reușit să-și găsească cadența de a fi un actor sănătos într-un peisaj economic real. Această regie are dreptul de a participa în piața liberă a construcțiilor de tipul pe care le execută, oriunde poate să prindă lucrări pe autostradă, se poate duce și executa lucrări chiar și în județele limitrofe. Și culmea este în insolvență, cu un prag, cu un picior, în faliment. Din pricina aceasta, acolo, conducerea a fost schimbată chiar de pe timpul mandatului trecut, mi-aduc aminte. A fost un concurs pe baza ordonanței 109, prin care s-a pus un nou Consiliu de Administrație. Acest Consiliu de Administrație, deși a avut toate puterile necesare, dar și răspunderile pe măsură, nu a reușit să facă mare lucru. Acum avem un administrator special și lucrurile sunt în mâna reorganizatorului, fiindcă, v-am spus, sunt în insolvență. Evident, ei continuă programele pe care le-au contractate cu Consiliul Județean, fiindcă la începutul fiecărui an și aproape ori la lună, ori la două luni de zile, modifică programul de obiective și investiții, căci așa se lucrează cu un program de obiective și investiții al acestei regii, care îl aprobă Consiliul Județean. Banii sunt puțini, din pricina aceasta, aceste sume trebuie tratate cu foarte mare grijă și a gestiona banii puțini este ca și cum ai ține în mână un cărbune încins. Credeți-mă, este foarte greu. Au fost voci pe marginea acestui subiect că ar fi indicată privatizarea societății. Doamne, într-adevăr, au fost astfel de discuții. Foarte multă lume ne semnalează faptul că ea a fost împinsă intenționat către insolvență și ulterior în faliment, pentru că după aceea se transforme într-o societate pe acțiuni și implicit a se privatiza. Eu personal sunt împotriva unui astfel de demers. De ce? Eu consider că importanța drumurilor județene nu poate fi dată pe mâna unei societăți comerciale cu capital privat. Câtă vreme noi gestionăm banii publici, ne putem organiza, dar va trebui să facem de la zero astfel de societate, pe temeiuri sănătoase și pe personal mai puțin, dar performant, fiindcă acolo există și o mare plasă a salariaților. Evident, au și ei sindicatul lor, își solicită toate drepturile conform legii și moștenind această schemă stufoasă, foarte mulți bani se duc pe salarii. Dacă ne uităm mai în spate, vom vedea foarte mulți bani pe prime nejustificate, pe tot felul de sporuri, bani de concedii, așa și pe dincolo. În condițiile în care societatea trecea... Da, societatea nu genera profit, iar după cum se știe, o lege economică ne spune foarte, foarte clar, măririle de salarii, bonusurile se dau funcție de performanță, nu se dau funcție de nevoi. Cu toții avem nevoi. Și telespectatorii care ne privesc au și ei nevoile lor și ei înțelegem.
Dar asta nu înseamnă că cineva va arunca din ceruri cu bani. Și mai ales că noi discutam la CRG de banii constanțenilor, nu de altceva. De asta am spus că sunt adversarul privatizării Regiei Județene de Drumuri și Poduri. Cred că putem găsi soluții ca această regie să funcționeze bine. Nu sunt de acord cu principiul că statul este un prost administrator. Sunt în schimb de acord cu principiul că oamenii sunt proști administratori și mai ales oamenii rău intenționați. Un om bine intenționat, indiferent cât de incompetent este, mai devreme sau mai târziu, mintea îl va duce pe o cărare normală, către o idee bună și va da rezultate favorabile. Dar omul rău intenționat, indiferent cât de inteligent este, mai devreme sau mai târziu va produce o pagubă imensă. Sau dacă va răspunde la comenzi politice. Să sperăm că DNA-ul a rezolvat în ultimii 2 ani de zile existența butoanelor de comenzi politice. Au existat. Am auzit discuții în sensul acesta. Eu nu sunt vechi în Consiliul Județean și nici vechi în administrație. Circulau foarte multe legende. Dar deja privim și noi la televizor și vedem că există un nou actor în societatea românească, Departamentul Național Anticorupție, care, din ce văd eu, se pare că a speriat foarte multă lume și a speriat răufăcătorii. În speranța că lucrurile se vor îndrepta, acum probabil că nu există pădure fără uscături, nu există reparații într-o societate și fără durerile celor nevinovați, evident, probabil că există și abuzuri, dar nu intru în astfel de discuție. DNA-ul cred că a rezolvat această problemă a existenței butoanelor politice. Într-o democrație sănătoasă, cine controlează nu participă și la actul controlat. La ce vă referiți? Dumneavoastră ați spus că există un actor mai nou. Deci cel care își face treaba, putem să spunem că își face treaba. Da, putem să spunem acest lucru. Acest lucru și se vede, pentru că pe toate posturile naționale și chiar și în presa scrisă vedem fel și fel de parlamentari care sunt cercetați. Dar de ce vă referiți numai la parlamentari? Nu, director de instituții continui, director de instituții și șef de regii și tot continuăm. Așadar, există acest actor. Da. Dar s-a vrut o democrație, am câștigat-o după 1989. Corect. O democrație care pur și simplu de unii, și mă refer mai ales la politicieni, de unii politicieni este înțeleasă greșit, pentru că ei vor în continuare să aibă control. Știți cum văd și eu să aibă un cuvânt de spus, nu numai pe scena politică, da, peste tot. Peste tot, și în afaceri și peste tot. Problema este că oamenii, în momentul în care nu găsesc o preliște, în momentul în care legea este neclară, în momentul în care nu există instituții care să impună legea, oamenii vor face în avantajul lor. Evident, dacă cineva va merge pe stradă mâine și va găsi un portofel plin cu bani și nu va fi nimeni de jur împrejur și îl va însuși și nu va mai spune la nimeni. Dar în momentul în care societatea generează tot felul de mijloace de control interinstituțional, în momentul acela oamenilor le este teamă. Ar fi bine ca foarte multor oameni să le fie rușine să facă acest lucru. Din pricina aceasta discutăm și de felul în care au fost educați oamenii înainte să ajungă în acele posturi. Felul în care societatea românească, prin familie, prin școală, prin biserică, a reușit să insufle anumite valori pe care oamenii nu le calcă, indiferent care sunt poftele lor, care sunt dorințele lor și care sunt pericolele care le planează asupra capului. Din pricina aceasta, politicienii de care făceați dumneavoastră referire s-au dedat la acele abuzuri sau la acele fără de legi, fiindcă nu i-a controlat nimeni. Și nimeni n-a pus presiune pe ei. România a fost o junglă începând cu 1990, fiindcă a dispărut un sistem și era imperios necesar să-l înlocuim. Dar această înlocuire s-a făcut greu, din aproape în aproape, iată că suntem după 26 de ani. Deci este ca și creșterea unui copil. Aduceți-vă aminte cum eram în vara lui 1990, în care se răcnea oriunde în țară și nimeni nu se înțelegea cu nimeni. Era ca un copil mic care țipa și nimeni nu făcea nimic. Exact ca un copil mic. Aduceți-vă aminte în momentul în care democrația românească a făcut majoratul și a sărbat 18 ani la legile din 2008, iar acum este un tânăr de 26 de ani care are și el mini maturitatea lui între ghilimele, dar totuși nu este un om înțelept. Dar are putere de muncă. Din pricina aceasta, produsul național brut a crescut. Nu mai suntem la cifrele pe care le-a lăsat Nicolae Ceaușescu în 1989, le-am depășit, le-am dublat aproape, societatea muncește, parte dintre noi muncesc în străinătate și trimit bani către rudele lor din țară. Asta înseamnă un venit câștigat pe alte meleaguri, dar cheltuit aici. Avem și noi drepturi
deplină în Uniunea Europeană, și anume avem dreptul de a cheltui fondurile europene, faptul că suntem mai corijenți acolo e o altă discuție, dar din aproape la aproape sunt printre noi oameni care au reușit să pună pe picioare o afacere pe fonduri europene și este benefică, fiindcă creează locuri de muncă, sunt plătitori corecți și onești de taxe și impozite. Iar nu în ultimul rând, se pare că ușor, ușor dobândim o atitudine față de muncă din ce în ce mai nobilă și mai cinstită. Iar societățile se diferențiază una față de cealaltă, felul în care popoarele au o atitudine față de muncă. Dacă ne uităm la Germania, care conduce Uniunea Europeană, vom vedea că poporul german este acea națiune care privește munca în ceea ce reprezintă ea. Un control al omului asupra naturii și o exorcizare prin sine. Munca trebuie să împingă o societate înainte. Dacă munca este cinstită și onestă, în momentul acela, din interiorul nostru, cei mai cinstiți și cei mai onești ajung în piramida puterii și vor conduce. Nu există societăți sau națiuni bogate sau sărace. Există națiuni sau țări bine conduse sau națiuni prost conduse. Și vă dau un exemplu. Coreea de Nord față de Coreea de Sud sunt națiuni similare și Republica Democrată Germană față de Republica Federală Germană. Deși în actele comuniste est-germane produsul intern brut era dat undeva 2-1 în favoarea RFG-ului, după deschiderea arhivelor în 1990 s-a văzut că era o minciună și că de fapt produsul intern brut al RFG-ului era de 7-1. Față de RDG. Deci vă dați seama, acea națiune a fost mai bine condusă. Era același popor. Erau nemți, nu erau alții. Vorbim despre națiune, a spus mai bine condusă, dar dacă facem o paralelă, observăm că la noi pluralismul a luat amploare. Românii și-au dorit un pluralism politic, specific, tipic democrației. De aceea, la orice se arată cu degetul, pentru orice, să spunem, of al cetățeanului și mai ales al celui cu drept de vot, se arată cu degetul către politician. Dar să știți că acest lucru este peste tot în lume și este valabil de câteva mii de ani. Chiar și în Antichitate se arăta cu degetul către împărat sau către rege, către Senatul Romei sau către Agora Ateniană. Dar nu existau atâtea partide. Să știți asta că au fost mai multe, era și normal ca în 1990 să se înființeze foarte multe partide, eu mi-aduc aminte, la un moment dat erau vreo 300 de partide. Ușor, ușor se pare că această pluralitate politică a revenit la două partide mari și la câțiva sateliți care îndeplinesc rolul de balamale. Evident, nu suntem Statele Unite unde avem 200 și ceva de ani, vreo 240 de ani de democrație pură, unde s-au cristalizat cei doi mari poli politici, democrații și republicani. Chiar și în Germania, chiar și în Franța, chiar și în Anglia, care sunt marile democrații occidentale, care sunt garantul democrațiilor mai tinere, cum e cazul țărilor din estul Europei, și acolo există câte 3, 4 sau 5 partide. Eu cred că România este pe drumul cel bun. Pe de o parte avem Partidul Socialist, și este normal să existe un Partid Socialist puternic, care să reflecte dorința angajaților din această țară. Pe de altă parte, trebuie să existe un partid liberal puternic și din pricina aceasta eu sunt mândru, e o onoare și un privilegiu pentru mine că sunt reprezentantul marelui partid liberal, care reprezintă clasa de mijloc, antreprenorii, oamenii de afaceri, toți cei care își câștigă pâinea singuri. Și care au viziune liberală. Și care au viziune liberală, care sunt plătitori de taxe și impozite și de pe acele taxe și impozite care generează bugetul de stat, este normal ca ceilalți angajații statului și salariații să-și încaseze leafa lunară și familiile să poată să trăiască de pe urma acelui salariu. Acum, în România, avem o problemă legată și de salarizare. Evident, am extrapolat puțin discuția de Consiliul Județean, am ajuns în altă parte, dar revenim, nu este nicio problemă. Avem o problemă de media salarială. Politica este largă și este frumoasă, toată lumea face referiri urâte despre politică, dar credeți-mă, dacă este făcută cum trebuie, este chiar o chestiune frumoasă și nobilă și foarte bună de a fi practicată cu benevolență. Avem o problemă legată de salariul mediu. Salariul mediu în România, să presupunem că este undeva la 18 milioane de lei vechi. Discut în milioane de lei vechi ca să fiu cât mai bine înțeles de toată lumea. Dacă luăm salariul mediu de la stat, este cu 2 milioane deasupra acestui salariu mediu, adică 20 de milioane. Dacă iau salariul mediu de la privat în România, este cu 2 milioane mai mic, adică 16 milioane. Deci avem o
un ecart, o diferență de 4 milioane între salariul mediu de la stat și salariul mediu de la privat. Ce este neplăcut aici este că salariul mediu de la stat este mai mare decât salariul din privat. Iar lucrurile ar trebui să fie invers. Adică toată lumea să-și dorească să muncească în privat, nu toată lumea să-și dorească să muncească la stat. Adică aici este anormalitatea. Adică toată lumea să-și dorească să se ducă la firmele producătoare, iar de acolo acel salariu, în baza la cât muncești mai mult și firma vinde produsele pe piață din ce în ce mai bine, să-i crească salariul mai mult, fiindcă la stat salariul este plafonat. Indiferent cât ai muncit, nu poți să-ți crească salariul de pe zi pe alta sau de pe lună pe alta. Primările sunt cei mai mari angajatori. Evident. Și nu este un lucru corect din punct de vedere economic. Fiindcă economia are și ea tenebrele ei. În momentul în care nu reușim să le ținem din frâu, să punem hățurile pe ea, s-ar putea să ne arunce în inflație, s-ar putea să ne arunce în datorii, iar spirala datoriei este păguboasă atât pentru o persoană fizică, cât și pentru o familie, pentru o societate comercială, cât și pentru o națiune. Să nu uităm cazul Greciei. Și nici nu ne dorim să... Nu ne dorim, nu cred că o să ajungem acolo, totuși. Nu avem gradul acesta de îndatorare. România. Și pentru că am spus nici politică fără administrație nu se poate, nici administrație fără politică, să ne întoarcem la problemele județului Constanța. Cum ați regăsit dumneavoastră, să spunem, agenda de lucru a Consiliului Județean față de mandatul trecut? Vă mărturisesc că n-am problemele fost decât la aceleași? Ultima ședință la care am participat, a fost ședința de validare și ca un consilier cu minte și silitor am vrut și eu să învăț, să văd cu ce se ocupă noi mei colegi acolo. Deocamdată am ascultat, ascultați. Am votat, am înțeles despre ce este vorba. Multe din probleme erau aceleași pe care le lăsasem cu câteva luni de zile în spate. Iar din punctul meu de vedere, consider că o să-mi fac treaba bine. Sunt alocat la o altă comisie acum. Din ce comisie faceți parte? Acum la Comisia Societății Civile, fiindcă înlocuind un consilier demisionar, evident, automat am ajuns în comisia din care făcea el parte. Înainte eram în alte comisii, eram în Comisia de Urbanism, de Agricultură și de Buget Finanțe. Dar lucrurile probabil se vor schimba, nu contează, important e să fim bine intenționați, să fim sârguincioși și să ne punem rațiunea la muncă, încât să înțelegem lucrurile cum trebuie și să dăm un vot în consecință și în cunoștință de cauză. Fiindcă cel mai important lucru să votăm cum trebuie. Bineînțeles, după ce ne consultăm între noi, fiindcă eu sunt de principiu că mai multe capete judecă mult mai bine decât un singur cap. Mai ales când e vorba de chestiuni care nu sunt pur științifice. A spus că problemele sunt aceleași. Enumerați câteva din problemele județului Constanța, dar resursele sunt aceleași? Resursele, da. Deocamdată discutăm de bugetul de pe 2016 pe care noi l-am votat în ianuarie 2016. Urmează să-l construiți pe cel pe 2017? Da, urmează să-l construim pe cel pe 2017. Sper să avem un cuvânt de spus aici, fiindcă viziunea unui partid de a conduce județul, momentul în care te mandatează cetățenii, este exact felul în care construiești bugetul. Aceea este politică pură, nu mai este administrație. Felul în care aloci capitolele bugetare și câți bani dai într-o parte sau în alta, te mută în partea dreaptă a politicii sau te mută în partea stângă a politicii sau te duce undeva la centru. Poți să generezi dezvoltare în județ sau poți să generezi un consum și să împarți banii echitabil, cinstit, către mai multe categorii sociale și către primării și să și consume cum consideră de cuviință. Sau poți să faci provizioane și ulterior să le investești și să generezi o anumită dezvoltare a județului. Deocamdată eu stau și m-am gândit, am un proiect al meu drag, dar nu cred că se poate rezolva, fiindcă e cam scump, asta este, m-am aruncat și eu la chestiuni scumpe și trainice. M-am gândit la o descărcare de autostradă, de aici, de la Megidia, culmea, că sunt chiar aici, până la Costinești. Suflet, v-am amintit cine-și dorea acest lucru. Nu, eu știu că am participat la el, nu ține doar de primărie. Corect, își doream. Sunt mai multe primării. De ce? Ca să nu mai am traficul infernal pe timp de vară care ajungea la Constanța. Această bretea, dacă ar descărca pe un drum expres, Megidia, Mereni, până undeva la Costinești, cu descărcare undeva la Haluierelor, pe un mare sens giratoriu acolo și s-ar duce toată lumea, cei care vor să ajungă către sudul litoralului, evident, fiindcă sudul litoralului este în expansiune turistică în momentul de față. Cu toate că el a fost vreo 15 ani de zile la pământ, acum încet, încet se pune pe picioare din punct de vedere economic. Și atunci voi degreva de foarte mult sarcină rutieră a Gigea, cât și breteaua spre Mamaia.
Dar sunt vreo 50 de kilometri, un drum expres pe 3 benzi până acolo, care să nu treacă prin nicio localitate, evident, că s-ar obtura circulația, la vreo 2 milioane de euro pe kilometru ar însemna vreo 100 de milioane. 100 de milioane depășește puterea Consiliului Județean. Dar ce înseamnă un Consiliu Județean performant? Un Consiliu Județean performant înseamnă nu numai să consumi banii pe care îi primești. Înseamnă să bați la ușile ministerului, să te lupți pentru proiectele județului tău. Evident, 100 de milioane de euro nu poate să vină decât de la Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Acum depinde cine va ajunge la conducerea ministerului. Contează foarte mult și cine este la conducerea Consiliului Județean și cât de inimos este. Dacă un președinte de Consiliu Județean își dorește să dezvolte județul, în primul rând se va duce, se va lupta ca un leu pe holurile ministerelor. Va încerca să folosească o anumită majoritate politică în Parlament. Important să genereze acele proiecte. În momentul în care le sunt generate din aproape în aproape, la un moment dat se vor rezolva. Iar județul Constanța, el trebuie dezvoltat pe axele lui prioritare. Eu, în momentul de față, sunt aici, în Megidia. Că ne place sau că nu ne place, Megidia este oarecum favorizată, fiindcă este lângă canal și lângă autostradă. Pe de o parte, și dacă va exista și acea descărcare, va fi și mai mult. Și mai bine, evident. Acela era doar un proiect, dar acum să discutăm de mai multe chestiuni. Axa Constanța-Cernavodă este oarecum rezolvată. Dar județul mai are și alte axe de dezvoltare. Discutăm axa litorală, de la Năvodar către Mangalia. Acolo nu că ar fi nevoie de o investiție în drumuri, dar este nevoie de o infrastructură atât în ceea ce privește energia electrică, cât în ceea ce privește furnizarea de gaze. Totodată, zonele sărace ale județului, mai discutăm de drumul de la Murfatlar și până în Ostrov. Deci de la Constanța până în Ostrov, la margine, la graniță cu Silistra, sunt 135 de kilometri. Acel drum, dacă nu este refăcut pe 4 benzi, încât să circule tirurile în voie acolo, și dacă Ministerul Transporturilor, să presupune în următorii 10 ani, nu dă drumul la un proiect măreț, încă un pod peste Dunăre, acea zonă este condamnată de a rămâne la nivelul rural de evul mediu. Adică ce înseamnă asta? Tinerii vor pleca de acolo fiindcă nu găsesc locuri de muncă, nimănui nu-i convine să facă naveta 70 de kilometri zilnic. Nimeni nu se duce să construiască o fabrică pe acolo, nimeni nu se duce să construiască pensiuni sau altceva să dea locuri de muncă, fiindcă n-ar ajunge turiști sau dacă ar ajunge o lună, două pe an, ceea ce ar fi insuficient pentru o afacere sănătoasă. Nu există, n-ai ce să vizitezi. Singurul lucru care dezvoltă o zonă săracă este tranzitul mărfurilor. Tranzitul mărfurilor care se facă pentru călărași să ajungă încolo, pe marginea Dunării, este necesar un pod acolo, că și nu poți să te duci cu dita mai tirul, cu 20 ceva de tone de marfă, să stai la bac, fiindcă pierzi timp, iar timpul reprezintă o componentă vitală în prețul de cost al unui produs. Ați văzut cât de mult scandal face uzina Dacia, Renault, fiindcă are nevoie de autostradă ca să economisească 38 de euro la o mașină, dacă ar avea autostradă pe care să străbată Carpații și după aceea să se conexeze cu autostrăzile din Ungaria să ajungă în Uniunea Europeană. La o mașină de 6-7.000 de euro, 38-40 de euro ar mai fi o problemă? N-ar mai fi o problemă, fiindcă ar reprezenta cu mult sub 1%. Dar totuși, pentru sutele de mii sau milioanele de unități rutiere care se produc la uzina Renault, 40 de euro per unitate înmulțit ar însemna foarte, foarte mult, iar banii aceia s-ar putea traduce în salarii sau în investiții tehnologice de a rezista pe piață. Din pricina aceasta revin la județul Constanța și consider că este necesar un drum expres Murfatlar-Ostrov cu traversare pe un pod în județul Călăraș. Ați observat că orașul Hârșova încet, încet intră în declin demografic sau în iarnă demografică, pleacă oamenii din Hârșova. Era un oraș de 11-12 mii de locuitori și acum este undeva la 8 mii de locuitori. Și este o populație îmbătrâniță, nu se mai găsește forță de muncă, astfel de orașe încet, încet se vor stinge. De ce? Fiindcă traficul de la pod de la Hârșova a venit pe autostrada Cernavodă-Constanța. Acolo ar fi nevoie de o fabrică care să genereze între 300 și 500 de locuri de muncă. Este iarăși rolul primăriei și al Consiliului Județean în parteneriat să găsească un investitor care să-l atragă cu un teren, cu niște facilități fiscale și cu o infrastructură mini-portuară încât să colecteze și să trimită produsele pe Dunăre, încât acel investitor să vină și să rămână cu fabrica acolo preț de 30, 40, 50 de ani. Între 300, 400 sau 500 de locuri de muncă pe o salarizare normală. Vă dați seama ce efect economic
de boom comercial ar genera în zonă și nu numai în Hârciova, cât și în comunele aferente. Saraiu, Gârliciu, Ciobanu, Ghindăreștiu, Topalu, Horia, Pantelimon, Vulturu. Oamenii aceia s-au duce cu toții la Hârciova. Și evident nu trebuie uitat zona de la Năvodari către Istria, să cere Corbu, dar acolo sunt parcurile eoliene, acolo primăriile au bani, dar să nu uităm că parcurile eoliene nu sunt mari angajatori. Acolo lucrează câțiva ingineri, niște paznici și niște oameni la întreținere. Și acolo este nevoie de o fabrică care să genereze locuri de muncă. Am mai avea o axă în județul Constanța, care a fost foarte utilizată acum câteva decenii, axa spre Negru Vodă. Axa spre Negru Vodă, dacă nu se intervine și acolo, încet, încet, acele comune o să se stingă și ele o să-și dea duhul. Fiindcă nu se poate rezista numai din agricultură de subzistență. Într-adevăr, sunt exploatațiile agricole. Sunt exploatațiile agricole, dar acolo discutăm de niște patroni. Iar acum agricultura nu se mai face cu munca brațelor, se face cu tractoare, cu combine și cu utilaje performante. Ele n-au dispărut, fiindcă și-au luat din fonduri europene, dar oamenii aceia nu mai angajează. Și atunci avem o clasă, o țărărime acolo, care și-a dat terenul în arendă, încasează arenda, care nu poate fi suficientă, iar ei nu mai au ce să mai facă. Și iarăși tineretul vine la Constanța, îngroașe rândurile șomerilor din Constanța, mulți dintre ei pleacă în străinătate, că acum este liber, și din pricina asta am ajuns la 4 milioane de români în diaspora. În loc să depășim 23-24 spre 25 de milioane, noi am scăzut. Am ajuns la 17-18 milioane, nici nu mai știm câți mai suntem acum în țară, plătitori de taxe și impozite. Căci la asta mă refer. Mai în context general, noi vorbim acum despre județul Constanța. Ce se va întâmpla? Deci ați spus bine, mai ales în zona rurală, unde sunt cele mai multe probleme. Cele mai multe probleme sunt acolo. Și încă nu se știe, există soluții pentru rezolvare? Soluțiile nu poate să vină numai de la un om, nu există un om providențial. Programe, proiecte? Există o colaborare, trebuie să existe o echipă între guvern și conducerea locală. Conducerea locală mă refer aici la Consiliul Județean și marile primării. Marile primării înseamnă Constanța, Mangalia, Megidia, Năvodar, Cernavodă. Mă refer la acești centri comerciali, la acești centri economici. Deci dacă guvernul nu vine și nu face proiecte mari, de mare infrastructură, de mari investiții în aceste comunități largi, care să atragă de la sine investitori privați cu ateliere, cu fabricuțe, cu prestatori de servicii, încât oamenii din comunitate să se angajeze acolo și să aibă și gara. Evident, și piața de desfacere este funcție de salarizare. Dacă oamenii muncesc și încasează salariu, evident, ei sunt buni cumpărători pentru alte produse. Dar avem nevoie aici ca oamenii, în momentul în care se angajează, să aibă și garanția locului de muncă. Fiindcă degeaba te angajezi pentru 6 luni de zile și firma unde te angajezi dă faliment. Fiindcă nu poți rezista psihic cu o asemenea viață. Nu te poți duce la bancă, nu poți da drumul la un credit pentru o locuință, nu poți da drumul la un credit pentru nevoi personale, vrei și tu să fii în rând cu oamenii. Și atunci apare un sentiment de inechitate socială. Unii au, iar alții nu au. Deci lucrurile nu se fac doar cu statul, Dumnezeu pe pământ, care distribuie ceva să ne dea statul. Lucrurile se fac în plin liberalism. Deci nu întâmplător am adus această discuție aici. Deci liberalismul este cel care rezolvă aceste probleme. Prin felul în care, prin rațiunile lui obscure și ascunse, în care mișcă banii, mișcă valoarea adăugată, mișcă talentele și le aduce către o mare concentrare unde cei mai buni dintre noi ajung și campioni, îi cunoaște străinătatea, iar ulterior, după ce se rezolvă problemele economice, apare și cristalizarea culturală. Fiindcă este nevoie într-un oraș și oamenii nu sunt făcuți doar să muncească, să consume. Oamenii sunt ființe superioare care vor să-L atingă pe Dumnezeu. Și ca să-L atingă pe Dumnezeu, ei se exprimă prin artă, prin cultură și prin civilizație. De fapt, cultura este o civilizație în acțiune, nu este altceva. Din pricina aceasta, după ce se rezolvă problemele fundamentale și dacă mai rămân bani în interiorul comunităților locale, atunci cei mai talentați dintr-o lui produc acte culturale. Iar noi îi urmărim și îi aplaudăm. Iar cei mai buni dintre cei talentați ne reprezintă cu mândrie peste hotarele lumii. Și când se spune, este din România. Era născut în Megidia sau era născut în Constanța. E foarte important. Da, important este să îi susțină statul, să investească. Statul primar trebuie să investească în bazele, ca ulterior pe aceste baze
liberalismul și agenții economici să producă, să nu mai plece. Și să croiască drumuri. Da, evident, să fie un deschizător de drumuri. Pentru că avem talente, știți cum se spune? Prima dată nu era nevoie să existe locomotive și vagoane. Oamenii percepuți prima dată au făcut calea ferată. Imediat după au apărut și locomotivele și vagoanele. Dar haideți să facem calea ferată. Va reuși Consiliul Județean să construiască această cale este ferată? Este unul din obiectivele mele când ajung în Consiliul Județean. Asta vreau să discut cu noua conducere și cu colegii mei. Mai am și altceva în proiect. L-am și propus la finalul... Dar o lăsăm spre final. Și noi avem o temă pentru noastră, dar o lăsăm spre final. L-am propus spre finalul ultimului mandat. I-am propus conducere de atunci a Consiliului Județean să mărim pavilionul expozițional din Constanța și aici cred că locuitorii municipiului Constanța sunt de acord cu mine și să-l transformăm într-un aquadom. Un aquadom ar însemna un soi de bazin foarte mare, pe timp de iarnă, care să permită tuturor hotelurilor din Mamaia să atragă tot felul de cicluri mici, mini-sejururi de către firme, către tot felul de turiști care nu au ce să facă iarna pe litoral. Din pricina aceasta, firmele, în momentul în care vor să facă team building-uri, se orientează către munte, deoarece pe litoral, bun, îi aducem acolo, îi ținem la sală, dar ce fac în timpul liber? Că nu poate să se plimbe doar pe plaje, în plin vânt, să facă aerosoli. Cam toată lumea ar dori, dacă vine la mare, să facă baie. Și atunci, o astfel de piscină largă, cu terme, un aquadom, există și la Cluj și la Brașov, dar eu m-am gândit la ceva mult mai mare, fiindcă vreau să deservească toată stațiunea. Iar el, culmea, va funcționa și vara, fiindcă dacă este făcut cum trebuie, iar banii nu e nevoie să-i dea constanțenii. Există niște axe pentru spauri și pentru spauri mari din fonduri europene care s-au deschis anul trecut. Deci, iarăși, mă repet, sunt nevoit, nu întâmplător m-am dus cu această problemă la conducerea Consiliului Județean și am și identificat și terenul necesar, fiindcă mai este spațiu acolo, avem și o parcare generoasă, dar mai este și spațiu pe care primăria Constanța se încă pare că exploatat. În momentul în care i-am propus proiectul, s-a gândit că este foarte bun și a vrut să ne-l pună la dispoziție. Din ce știu eu, când am părăsit în iunie Consiliul Județean, documentele erau la primărie și urma să ne aloce vreo 4 hectare de teren, pe lângă cele 5 care le are deja pavilionul expozițional. Deci undeva la 9-10 hectare. Și având în vedere unde este amplasat la intrarea în stațiune și cu un proiect bine făcut și cu divizia de atragere a fondurilor europene din cadrul Consiliului Județean, care știu, sunt niște băieți foarte pricepuși și inimoși, nu avem voie să nu demarăm acest proiect în interiorul acestui mandat 2016-2020. Nu înseamnă că îl și terminăm, dar dacă îl demarăm, important e că el îl vom închide, fiindcă la fondurile europene există 3 etape. Proiectul, declararea proiectului eligibil, semnarea contractului și consumul banilor și, evident, darea în folosință. Da, un telespectator ne atrage atenția că nu am abordat și subiectul în ceea ce privește viitorul țăranilor. Viitorul țăranilor? Da, sună... Dar haideți să discutăm puțin. Haideți să discutăm puțin și despre viitorul țăranilor. Consiliul Județean a demarat niște programe legate de solarii. Primăriile au înregistrat cererile de la cetățeni, cei care au vrut. Evident, trebuia să îndeplinească și niște condiții. Și credeți-mă, am avut câteva sute pe tot județul. Nu au vrut foarte mult să preia solarii de la Consiliul Județean, veneau gratuite. Evident, nu erau foarte mari, oamenii sunt obișnuiți cu altfel de gospodării. Țăranii, totodată, ei pot fi ajutați prin interiorul programelor. Știți că avem niște programe pe fonduri europene cu 20.000 de euro, start-up-urile pentru tinerii fermieri și pentru cei care fac agricultură de subzistență. Totodată, dacă cumva oamenii au un teren și vor să facă agricultură acolo și își fac societate comercială, evident că pot atrage și fonduri europene, dar din momentul ăla sunt ca un agent economic oarecare din toată România. Deci sunt supuși oricărui asociații. Odată sau firmă. Firmă, pur și simplu. Da. Dacă un om are 20 sau 30 de hectare și nu le-a dat în arendă, le cultivă el, atunci trebuie să se transforme în firmă. Fiindcă altfel nu se poate duce să-și ia fonduri europene. Bineînțeles că trebuie să pună și el niște bani, nu foarte mult, 10-15%, ca să-și cumpere un tractor calibrat pentru 20 de hectare, care este mult mai ieftin. Totodată discutăm aici și de
fondurile APIA. Fondurile APIA, din ce știu eu, se plătesc. Mai cu întârziere, dar se plătesc, fiindcă nu trebuie acum să-i acuzăm și pe cei de la Ministerul Agriculturii. Fiindcă și ei primesc banii de la Uniunea Europeană, când îi primesc, iar Uniunea Europeană face plățile în momentul în care încasează de la statele contributoare. Iar noi, România, suntem un stat care consumăm mai mult decât plătim. Noi plătim între 800 și 900 de milioane de euro anual la Uniunea Europeană, dar evident primim câteva miliarde. Nu suntem nici Germania, nici Franța, nici Italia, nici Anglia. Anglia nu mai este, evident. Care plătim mult mai mult pentru ca țările slab dezvoltate din interiorul Uniunii Europene să poată să facă programe agricole încât fermierii să reziste. Fermierii în momentul de față, dacă nu au o suprafață de teren convenabilă și comasată, dacă nu există apă sau dacă nu există un strat freatic pe care să monteze niște puțuri, dar consumul energetic este foarte, foarte mare, fără irigații, nu prea poți să faci agricultură performantă, atunci te mulțumești numai cu subvenția. Și cam atât. Ideea este să mai produci vreo 200-300 de euro, dacă ai un an bun, la hectar, pe lângă subvenție. Ca să-ți rămână niște bani, după aceea să te tehnologizezi, să-ți pui ferma pe picioare și în momentul în care consider că te-ai capitalizat, să dai drumul și la niște animale pe lângă. Să faci și puțină zootehnică, asta înseamnă un țăran autentic. Să aibă și, să facă și cultură mare, adică cereale, dar să facă și creșterea animalelor. Este normal să fie așa. Asigură hrana animalelor. Din pricina aceasta, pentru astfel de exploatații, pentru cei care vor să-și facă puțuri, ca să-și rezolve problema irigațiilor, numai guvernul îi poate rezolva, să vă spun și de ce. Puțurile pe pompele de mare putere, ca să tragi pe o diferență de 20, 30 de metri, 40 de metri, să tragi apa din pământ și după aceea să o împingi pe ogor, e nevoie de un consum energetic extraordinar, mai ales când pornește motorul, când este în sarcină. Pentru asta ar trebui ca energia electrică necesară irigațiilor să fie subvenționată. Fiindcă dacă cineva își pune minte acum și cumpără un astfel de motor pentru irigații, după o lună de zile, credeți-mă, va trebui să-și vândă și casa. Fiindcă energia este foarte, foarte scumpă. Nu rentează. Și gândiți-vă că prețul grâului nu-l stabilim noi, nici prețul porumbului. Prețul produselor agricole este stabilit de piața internațională la marile burse internaționale. Dacă noi nu ne aliniem cu acel preț, ne uităm la el și îl transformăm în grâu furajer. Din pricina aceasta, consider că guvernul trebuie să intervină și să subvenționeze curentul electric în ceea ce privește pompele pentru irigații. Evident, și consumul aferent unei ferme, dar acolo cred că discutăm de 2-3% din ce ar consuma pentru irigații. Adică n-ar fi o problemă că și becurile care ar arde în curtea unei ferme ar avea parte de un tarif subvenționat. Paul din Mangalia vă salută în primul rând și vă întreabă și dacă... Eu pe domnul Paul. Poate vreau să știți cine este. Nu știu, privind dar absorpția fondurilor europene, aveți un proiect privind litoralul, mă refer la zona de sud a litoralului? Va trebui să recunosc în momentul de față, fiindcă noi la Consiliul Județean nu ne ocupăm cu așa ceva. Deci îi recunosc domnului Paul că personal nu aș avea cum să am un asemenea proiect pentru absorbția fondurilor europene în sudul litoralului. Din punct de vedere politic, se referă la partid. Iarăși, partidele când fac programe, nu poate să facă doar pentru sudul litoralului, dar cred că acolo este o chestiune care se discută cu primăria Mangalia și cu fiecare agent economic în parte, fiindcă trebuie să vedem și realitatea concretă, felul în care se accesează aceste fonduri europene. Continuă. Există cea mai slabă infrastructură. Infrastructura este altceva, da, aici deja încep să înțeleg ce dorește să mă întrebe de fapt domnul Paul. Cum anume se rezolvă infrastructura din sudul litoralului dacă se pot accesa fonduri europene pentru așa ceva? Eu cred că primăria Mangalia bănuiesc a generat deja astfel de proiecte. Dar să nu uităm că sudul litoralului, domnul Paul ne spune că are cea mai slabă infrastructură, dar totodată sunt și cele mai atractive stațiuni pentru noi investiții, fiindcă acolo nu s-a construit. Deja cine dorește să construiască se orientează către sudul litoralului. Acolo va fi un boom turistic. Deja cam toată lumea discută despre așa ceva și dacă noi discutăm aici la emisiune, credeți-mă că acele stațiuni sunt pe buzele tuturor investitorilor.
Deci eu deja le recomand tuturor celor care muncesc în construcții în Mangalia să nu plece în străinătate, fiindcă vor avea mult de muncă în sudul litoralului. Vor apărea foarte multe șantiere. Totodată, stațiunile acolo sunt generoase, cu mult spațiu verde. Infrastructura în ceea ce privește curentul electric este treaba Enel-ului și eu cred că Enel-ul, având în vedere că își vinde kilovatul cu un preț destul de mare, rezolvă problema instantaneu în momentul în care apar consumatori mari. Problema a Congazului. Congazul, de asta v-am spus că pe acea axă de dezvoltare a litoralului, Congazul trebuie să facă investiții masive, fiindcă toată coasta litorală va fi, de fapt, o California românească. Iar acolo e nevoie de publicitate, doar ați spus că nu, această societate trebuie să... Da, bine, dar el nici nu are, nu știu dacă are concurență pe piață. Nici eu, din obișnuință, am spus. Da. Societate de electricitate. Îmi cer scuze. Această coastă a litoralului trebuie să devină California românească. Pentru asta avem nevoie de o rețea de gaz foarte, foarte performantă, fiindcă tot ce vedem noi acum, apropiere de plaje, probabil 1 km, 2 km, în funcție de cum sunt localitățile, toate se vor umple de hoteluri, de blocuri, de zone rezidențiale. Nu știu dacă se vor face în 5 sau în 10 ani. Dar se vor face. Și din pricina aceasta, firma de gaz trebuie să facă investiții masive până în sudul litoralului. Fiindcă este una să tragi un cablu, și una e să tragi o țeavă de presiune. Da. Mult mai complicat. Infrastructura, drumul european, că este un drum european de la Constanța la Mangalia, drumul în momentul de față, el este ok. Dacă facem și așa descărcare de la Megidia, încât să nu avem blocajele în trafic pe care le avem pe podul de la Agigea și în zona lui Eforie, deja cred că vom circula foarte civilizat în acea zonă. Din punct de vedere al telefoniei și al internetului, deja acolo firmele de telefonie își vor rezolva problemele singure, e o chestiune de câteva antene. Fiindcă nu mai discută nimeni de cabluri, toată lumea discută de antene. Alte utilități, ce am avea acolo? Apa curentă și canalizarea. Apa curentă se aduce totuși ușor, sunt niște pompe de împingere, dar canalizarea este cea mai mare problemă a tuturor stațiunilor de pe litoral. Fiindcă ele atunci când au fost proiectate, au fost proiectate pe capacități mici, au fost proiectate pentru 3-4 luni de zile, acum ele și-au dublat sau și-au triplat capacitatea de cazare, iar consumul de apă consider că s-a înzecit. Au apărut atât camere noi, pe un consum de apă superior față de proiectul inițial, au apărut foarte multe restaurante și au apărut și mari consumatori de apă în genul acelor parcuri acvatice. Acolo este o problemă mare, va fi nevoie de un efort serios din punct de vedere al regiei județene, fiindcă ea trebuie să facă așa, este obligația regiei județene de apă să facă canalizările peste tot unde furnizează apă, fiindcă ea încasează. La orice metru cub pe care îl facturează de apă consumată, încasează și o apă aruncată în canalizare, ca să nu spun că încasează și apa meteorică pe orice metru pătrat asfaltat. Fiindcă pe orice metru pătrat asfaltat, apa meteorică se duce în canalizările regiei județene de apă. Aici este problema regiei județene de apă și implicit a Consiliului Județean, fiindcă Consiliul Județean este acționarul majoritar cu 97-98% în interiorul regiei de apă. Deci ei ne sunt subordonați oarecum. E evident că și ei funcționează după lege și după ordonanța 109, prin care s-a ales un Consiliu de Administrație care și-a ales un președinte. Și el trebuie să dea un raport în fața Consiliului Județean prin care trebuie să ne explice de ce face atât de multe investiții, de ce este prețul la metru cub care este și când anume se va ofri din investițiile exterioare județului Constanța, căci acolo se consumă foarte mulți bani și marea majoritate a investițiilor se vor face în interiorul județului Constanța. Eu am înțeles această perioadă de economisire și de înaintare în necunoscut a regiei județene de apă, fiindcă este pe foarte multe județe avansată acum, dar ca orice firmă trebuie să se oprească din investiții și trebuie să înceapă să dea dividende acționarilor. Principalul acționar, repet, este Consiliul Județean Constanța, care gestionează bani publici și care dorește să investească acel profit care va veni de la regia județeană de apă în folosul cetățenilor. Pentru muzee, pentru salarizare, pentru școlile speciale, pentru foarte multe lucruri. Așteptăm acel profit. Nu prea am încasat profit de la regia județeană de apă, fiindcă tot timpul ce produce, îi investește. Să sperăm că aceste investiții, la un moment dat, vor aduce și un rod extraordinar înapoi, încât și cetățenii să simtă.
Revin, pentru că tu ai spus de muzee, dar avem un mesaj de la un telespectator, spune târziu, Dan din Agigea, cred că a vrut să spună. Tot ați vorbit despre sudul litoralului, dar când se rezolvă problema podului de la Agigea? Știți cât s-a pierdut în vara aceasta? Turistic, în sezonul, da, știu, da, foarte mult. Estival, foarte mult s-a pierdut. Și nu mai Agigea a pierdut. Și n-am să se arunce pisica în curtea vecinului. Nu, pisica este la Ministerul Transporturilor. Fiindcă dânsii sunt gestionarii cu reparațiile la acel pod. Într-adevăr, eu am fost acolo și devierea care s-a făcut pe podul nou și felul în care intri pe foarte multe sensuri giratorii, pe foarte multe bucle, se creează niște coloane, fiindcă este trafic amestecat de mașini, mici camioane, tiruri, deci toată sarabanda de autovehicule care merg mai repede sau mai încet. Se pierde foarte mult. Știu și eu că foarte mulți turiști au renunțat de a mai merge în sudul litoralului și, mă rog, să se oprească ori la Agigea, ori la Eforie, ori la Techegheu sau, mă rog, ce localități sunt mai departe. Și au rămas doar în zona Constanței datorită traficului încurcat, datorită acelui pod. De asta am spus și am început emisiunea cu descărcarea de autostradă de la Megidie. Ca să mai scăpăm puțin de traficul infernal pe care se formează în jurul nodului în momentul în care se pupă autostrada cu drumul spre Mangalie. Marian, bună seara, sunt din Mulfatlar și l-aș întreba pe domnul consilier județean ce face instituția în privința drumurilor circul zilnic spre Cernavodă și drumul județean care face legătura între Siminoc și Mergilia este dezastruos. Îi mulțumesc pentru întrebare și chiar o să mă interesez cu ce. Autocarele transportă oameni, nu cartofi și ar trebui intervenit urgent, okay, spune domnul Marian. În momentul în care ajung la Consiliul Județean luni, chiar o să mă interesez pe programul de investiții și obiective la Regia Județeană, când anume drumul de la Mulfatlar până la Siminoc. Înțeleg. Da. Cernavodă face legătura. Circul zilnic spre Cernavodă și drumul județean care face legătura între Siminoc și Megidia este dezastruos. A, Siminoc-Megidia, da, îl știu. Da, drumul. Îl știu, circul îl știu, zilnic știu. Da. Trebuie intervenit. Deci varianta când vii de la Mulfatlar, Siminoc, Valea Dacilor, Megidia. Da. Deci drumul este foarte, foarte prost. Mă voi interesa. Îi mulțumesc pentru faptul că m-a atenționat. Sunt oameni care au ajuns la concluzia că în fața ipotezei de a construi numai un cuvânt de spus în condițiile în care se promovează doar non-valorile. Și dumneavoastră, domnule Mândilă, știți, pentru că în campanie la alegerile locale, când ați venit la noi și am stat de vorbă, ați spus că va fi altceva dacă PNL-ul va câștiga. Ce să înțelegem? Ce localitate este? Nu spune. Semnează doar Mirela. Chiar vă rog să specificați și localitatea. Localitatea. Ca să identificați dumneavoastră problemele. Și... Da, fiindcă vreau să știu că n-am fost în toate localitățile în campania locală, am fost în câteva localități. Da. Din pricina aceasta. Și nu mi-aduc aminte să fi vorbit pe la public. Palatul Copiilor mai reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean? La Palatul Copiilor, eu n-am făcut parte din Consiliul Județean la acele ședințe, dar știu discuțiile pe care le-au adus colegii mei. Colegii mei sunt suspicioși la această manevră, fiindcă ei consideră că în momentul de față acel obiectiv aparține Ministerului Educației. Ministerul Educației s-a pronunțat și a spus că, în general, cam în toată țara s-au cerut aceste baze de către autoritățile locale, dar ei refuză să le predea și consideră că cele mai bune investiții acolo le poate face doar ministerul și nici de cum autoritatea locală. Totodată, în România, buna intenție, de foarte multe ori, s-a tradus într-o investiție imobiliară fantastică. Deci numai mâine, nu-i păi mâine, în momentul în care Palatul Copiilor, dacă ajunge la primărie, pe domeniul public, să presupunem, îi se dă o hotărâre de Consiliu, prin majoritate se transferă din domeniul public în domeniul privat, iar din momentul în care a ajuns în domeniul privat al primăriei, cât mai durează să ajungă în ghearele sau în colții unui rechin imobiliar, fiindcă s-au mai văzut astfel de cazuri. Este o zonă care trebuie să rămână a Ministerului Educației. Ministerul Educației trebuie să trimită fondurile necesare, să-l curețe, să-l amenajeze și să-i păstreze destinația. Gogorița sau minciuna că se va face un proiect pe fonduri europene acolo, eu unul personal lucrez, fiindcă știu că o aplicație pe fonduri europene durează câțiva ani de zile.
Iar apoi mingea aceasta aruncată undeva în vară sau în toamnă, repede, repede, Palatul Copiilor, inițial la Consiliul Județean, văzând că acolo a fost respinsă, mutată problema în primăria Constanța și acolo a fost respinsă, cu doi conducători PSD, atât președintele Consiliului Județean, care este PSD, cât și primarul municipiului Constanța, tot PSD, deja miroase aranjament. Din pricina aceasta, până când nu trec alegerile, să vedem și noi cine este la Ministerul Dezvoltării, ce bani dorește să aloce guvernarea, cum anume va face bugetul pe 2017, să rămână totuși acolo unde este. Iar există o direcție pe care ministerul o finanțează, sunt niște salarii care se plătesc lună de lună, de ani de zile, oamenii aceia ce fac? Deci dacă e cineva care trebuie tras la răspundere, atât în ceea ce privește Palatul Copiilor, cât și stadionul Farul, căci cu siguranță o să mă întrebe cineva din Constanța. Dar nu s-a pus la dispoziție un raport de activitate, nu a venit nimeni să prezinte? Nu. Cât și stadionul Farul, există niște instituții, căci statul nu doarme niciodată, știți cum este. Oamenii aceia trebuie să răspundă de ce acum nu știu câți ani stadionul Farul a fost predat în... Este cel care trage la răspundere, evident, pentru oferă. Acum 15 ani, în 2001, stadionul Farul a fost predat, boboc, vopsit, aranjat cu becuri, cu tot ceea ce trebuie, gărdulețe, iarba tunsă, bordurile vopsite și astăzi este o ruină. Când la acel contract de concesie s-a spus că trebuie să-i păstreze obiectivul și totodată să-l întrețină, chiar să-l și îmbunătățească. Deci este o pagubă de câteva milioane. Du-te vino, exista o instituție care trebuia să urmărească acest contract și n-a urmărit-o. Iarăși, la Palatul Copiilor, acolo este o instituție care gestionează Palatul Copiilor. Oamenii aceia ce fac? De ce nu repară acea bază? De ce nu se duc să facă un memoriu justificativ către minister, să le aloce niște fonduri, să treacă prin procedurile de achiziții publice a serviciilor? Sau un om gospodar care sfințește locul să pună mâna și să facă măcar curățenie. N-a zis nimeni să construiască ceva acolo sau să-l facă să se învârtă după soare, dar măcar curățenie se putea face. Pentru asta e nevoie să insiști puțin la minister, că nu se poate. Eu nu cred că în toată țara arată la fel. Nu cred. Adică, câte vreme ministerul poate să rezolve problema aceasta la Cluj, la Arad, la Timișoara sau la Brașov, de ce nu poate să o rezolve la Tulcea și la Constanța, n-am înțeles? Că este același sistem juridic peste tot. Silviu, ne felicită pentru invitat și pentru subiectele abordate. Vă rog să îmi permiteți să fac precizarea. Suntem pe ultimul loc din punct de vedere economic ca și regiunea României, pe ultimul loc la absorbția fondurilor europene. Avem cea mai slabă infrastructură. Despre elementele esențiale ale calității, aveți dreptate, stimate domn, apă, canal, încă se mai discută și este de discutat. Iar dacă celebrul analist politic Silviu Brucan a afirmat la începutul anilor 90 că România are nevoie de 20 de ani pentru a intra pe culoarul de dezvoltare economică, iată acum, în prezent, suntem regiunea cea mai săracă din România, cu rata șomajului ridicată, pentru că aici se vorbește doar despre locul de muncă în sezonul estival, cu foarte multe ajutoare sociale. Acesta a fost efectul votului? Haideți să o luăm pe rând. Mulțumim. Noi suntem o regiune mai săracă, fiindcă nu avem populație multă. Noi să avem undeva aproape de 1 milion de locuitori. Deci asta este datul istoric și datul geografic. Nu suntem mai mulți. Ardealul sunt 6 spre 8 milioane, Moldova, că sunt, Bucureștiul este deja un monstru la 3 milioane, cu Ilfovul spre 4 milioane se duc. La 1 milion de locuitori nu avem explozie economică. Nu suntem o mare piață de desfacere în arealul nostru apropiat. Dobrogea nu produce atât. Dobrogea, chiar dacă ar produce ca să exporte, ar fi foarte bine. Dacă ar produce să vândă în arealul imediat, la 1 milion de oameni, există statistic un procent care ar cumpăra un anumit produs. Din pricina aceasta, noi avem niște obiective strategice. Centrala nucleară, portul Constanța, acum avem deja un mare producător de energie în zona lui Fântânele Cogealac, cu o putere instalată extraordinară. Și culmea, noi nu suntem dezvoltați față de alte județe ale țării. Și acum nu vreau să o iau pe regiune, vreau să o iau doar pe județul Constanța. Dacă mă uit la cât de dezvoltat este Aradul, Clujul sau Brașovul, deja am o problemă legată de conducere. Eu nu se poate în 20 ceva ani de zile, în momentul în care în 1990 eram al doilea oraș din țară după București ca și capacitate economică, nu capacitate industrială, ca și capacitate economică, astăzi, atât ca și produs interbrut per capita
la nivelul județului Constanța, cât și la nivelul municipiului Constanța, cât și la nivel de populație, să fim undeva între locurile 7 și 10. Nu se poate. Noi, în loc să creștem ca și populație, noi am scăzut ca și populație. Clujul, la începutul anilor 90, credeți-mă, era undeva în jurul la 250.000 de oameni. Și în prezent? Era dincolo de topul localității, topul marilor municipii din România. Și în prezent este al doilea oraș din țară. Deci nu se poate așa ceva. Deci nu are ieșire la mare, nu are vreun fluviu pe lângă el, nu are vreun munte spectaculos pe acolo. De ce s-a putut acolo? Explicația? Lumea o să-mi spună că s-au alocat foarte mulți bani de la buget către Cluj într-o anumită perioadă, când era Boc prim-ministru, și chiar și când a fost Tăricianu prim-ministru. Când el era primar și era Tăricianu prim-ministru. Până atunci s-au făcut niște investiții, dar totuși și lumea s-a mișcat. Și economia s-a dezvoltat astfel. Și oamenii au rămas pe loc, n-au dezertat din prima. Fiindcă aici, în Constanța, s-a produs și o mare dezertare. Și știți de ce? Fiindcă erau foarte mulți oameni veniți în anii 80 cu serviciul către port, către canal, către marile obiective. Și odată după 1990, când aceste obiective n-au mai fost finanțate de către Guvernul României și lucrările s-au sistat, oamenii s-au întors în localitățile lor natale și din pricina asta am pierdut populație. Pierzând populația, am pierdut și niște specialiști și muncitori. Platforma industrială de la Constanța, cât și platforma industrială de la Megidia, pe care o cunoașteți foarte bine, a intrat în colaps. Lucrurile s-au întâmplat cam cum s-a întâmplat în toată țara. Și alte zone, aceste platforme au intrat în colaps, dar salvarea industriei au fost, să spunem, și sunt parcurile industriale. Trebuie evident, să recunoaștem. Parcurile industriale, dacă nu sunt legate de anumite facilități extraordinare pe care un alt parc industrial nu le dă, deci se va intra într-o sarabandă sau într-o licitație a facilităților. La Megidia va trebui să vă invidiezi, fiindcă sunteți legați pe magistrala albastră, între ghilimele, un termen bun pentru o realizare măreață a poporului român, să știți, canalul. Magistrala albastră, da. Chiar va trebui să fie pus pe picioare acest parc industrial. Iarăși primarul municipiului Megidia va trebui să intre în contact cu conducerea Consiliului Județean, dar nu știu când se va putea face acest lucru, fiindcă eu, din ce am văzut, dânsii sunt la cuțite. Aici este deja o problemă. Deci, indiferent cât de iubit este un conducător într-o anumită localitate, dacă nu reușești să-și gestioneze relațiile personale, chiar și la nivel de stat, ați observat că relațiile personale funcționează. Mai bine nu este ca relațiile instituționale. Da, deci nu este doar o relație instituțională. Din pricina aceasta, aici deja Megidia este văduvită, probabil va pierde câțiva ani, până când să pună pe picioare un astfel de parteneriat. Să știi contextul în care primarul face parte din formațiunea politică ALDE și PSD ALDE. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la alegerile parlamentare, nu? După alegerile parlamentare. Aici e vorba doar de culoare politică, ce mi-a spus dumneavoastră. Eu vorbeam că relația personală este una conflictuală, relația personală. Și poate lucrurile nu prea se uită. Poate că intervine, eu știu, comanda aceea politică, ceea ce va forța și care și relația personală să funcționeze, să fie reactivată. Am înțeles, prima dată să fie interesul politic, iar după aceea oamenii să va trebui să-și zâmbească vor nu vor, ca și stewardesele în avion, le convine, nu le convine, și să fie prieteni. Da. Am înțeles, Megidia chiar este favorizată, deci ar fi păcat să nu rezolve problema parcului industrial, chiar ar fi păcat. Consiliul Județean, dacă va putea să ajute, atât prin plenul Consiliului, cât și prin conducere, bănuiesc, va ajuta. Aici acum va trebui să discute și cu anumite ministere, fiindcă dacă nu se dă o scânteie cu o primă firmă, cu o primă companie care să vină și să producă și pe lângă ea, pe orizontală, furnizorii de subansamble sau de altceva, să se lipească cu harele lângă această companie inițială, s-ar putea să ne uităm doar la un teren gol. Fiindcă e nevoie de acea scânteie. Iar după acea lucru... Infrastructura depinde acum cine se va rezolva, pune la bază infrastructura. Infrastructura se va rezolva pe fonduri europene, pe minister, în momentul în care îți pui în cap, o faci. Problema este să ai deja prima intrare, să ai deja primul client. A spus bine, scânteia aceea. Scânteia, fără scânteie nu se poate face. V-am spus, facem infrastructura și ne uităm la ea și nu vine nimeni. De aceea nu s-a făcut infrastructura, să înțeleagă telespectatorii cei care nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Andrei, legat, nu, ce ne-a mai spus domnul, legat de potențialul județului. Mie îmi pare rău, fiindcă eu, unul, am și un mare defect. Sunt un mare patriot local și îmi place să o recunosc oriunde.
Deci eu sunt mândru că sunt dobrogean și sunt mândru că sunt constanțean. Atât al județului Constanța și al municipiului. Și chiar îmi pare rău când văd că lucrurile nu se mișcă, nu se rezolvă. Eu aș vrea dacă am putea să depășim și Bucureștiul, de evident că aici am deja un gând faraonic. Dar mă deranjează în momentul în care produsul intern brut scade, mă deranjează în care salarizarea medie la nivelul județului Constanța este mai joasă decât în alte zone și n-am înțeles de ce. Culmea, noi suntem blagosloviți. Avem litoralul, deci avem o intrare de bani din toată România, cât și din străinătate, vreme de 2-3 luni de zile, bani curați care vin. Nu vorbim de o economie de cazino, să mutăm banii din buzunarul stâng în buzunarul drept, adică producătorul de biscuiți să dea salarii, iar oamenii aceia cu salarii să cumpere mezeluri. Mezeluri. Adică nu discutăm despre așa ceva. După aceea avem centrala, avem marele parc eolian, avem portul Constanța, șantierul naval, Petromidia. Și totuși noi să fim cu produsul intern brut mai jos decât alte județe, chiar nu-mi vine a crede de ce. De ce anume nu am reușit să ținem pe loc obiectivele industriale? De ce nu s-a implicat conducerea administrațiilor locale? Fiindcă Bucureștiul este totuși departe. Este ca și cum te-ai uitat la stăpânire. Nu are timp de detalii. Orice minister și orice ministru nu are timp de detaliile tale. Trebuie să ți le rezolvi singuri. După cum Consiliul Județean niciodată nu o să aibă timp de detaliile primăriei Megidia. Trebuie să și le rezolve singur. Fiindcă la Consiliul Județean vin 69 de primari. Fiecare dacă vine cu 10 probleme pe lună, vă dați seama ce e acolo. 690-700 de probleme din țară care trebuie să rezolvate. Și acolo trebuie să faci o ierarhizare. Și v-am spus, acest mare defect mă și împinge în politică, mă și împinge să mă gândesc la proiecte, mă și împinge să le și promovez, îmi cer scuze pentru eroarea gramaticală, mă împinge să vorbesc cu colegii mei, chiar și cu adversarii, de fapt nu sunt adversari, sunt competitori politici, să-i trag de partea mea și să vedem ce putem face. A spus că foarte mulți primari, de fapt toți primarii, vin cu probleme la Consiliul Județean. În ce bază se face ierarhizarea problemelor județului? Care sunt criteriile? Există și o lege. Sunt criterii politice? Au fost criterii politice. Există și o lege în sensul ăsta. E în funcție de populație, de probleme, de felul în care, unde este așezată localitatea respectivă, în zonă defavorizată, în zonă normală. Iarăși acolo funcționează o comisie. Eu nu sunt parte din această comisie, dar pentru prima dată funcționează. Nu, n-a funcționat pe mandatul trecut, nu a funcționat. Pe mandatul trecut încercam să împărțim proporțional la nivel de număr de primării, a fost un indicator, la nivel de populație arondată și la nivel de număr de mandate în Consiliul Județean. Adică noi data trecută eram 14 mandate. Și am încercat să cerem bani pentru partidul pe care îl reprezentam, funcție de numărul de mandate. După aceea a venit contra-replica și mi s-a spus, stai puțin că primăriile astea sunt mai mici, avem în sarcină primăriile mari, am înțeles argumentul și l-am respectat. Dar acum, culmea, acel argument va trebui să devină și în folosul nostru al Partidului Liberal, fiindcă și noi acum suntem multe primării cu un număr mare de locuitori. Nu sunt în acea comisie, dar știu că se discută de fiecare dată când apare o sumă. O discută doi colegi de-ai mei consilieri și se întâlnesc cu conducerea Consiliului Județean și acolo analizează cam ce au cerut primarii. Sumele sunt mici, ele dacă le privești, cam cât se alocă la nivel de o primărie, 1 miliard, 2 miliarde, 3 miliarde, dați seama că e și de râs ce să faci cu 3 miliarde vechi la o localitate. Evident să rezolvi o bucată de uliță cu niște piatră, să pui grederul pe acolo, să o întinzi, să mai faci, să mai plătești o factură la reparația acoperișului de la școală, să mai cumperi niște motorine, eventual pentru încălzirea școlii sau a grădiniței, depinde ce ai acolo în localitate. Astfel de chestiuni se pot face. Chestiunile mari pe proiecte sau, evident, pe aceste sume să le bagi într-o cofinanțare. Încât să dai drumul la un proiect și să-l faci cap-coadă. Fiindcă știi ce este păgubos? Dacă arunci cu bani puțini în foarte multe localități, se începe ceva, nu se mai termină și se strică. Este exact ca și când te apuci să faci o casă, dai bani numai de fundație sau de doi pereți. Nu, e nevoie să ai tot capitalul să o rezolvi până la acoperiș, să o și închizi. Da, și după aceea se deteriorează, oamenii nu le pot conserva și uite așa bani pierduți, adică risipă. Totodată, e bine să bagi bani într-o cofinanțare, încât să atragi fondurile europene și să-ți rezolvi proiectul până la capăt. Acum, banii erau foarte puțini și până acum, din ce știu eu, s-a făcut o alocare în vară, sau două probabil, s-ar putea să mă înșel, și încă una la care am participat. Dar acolo n-au fost sume mari, aproximativ 3 milioane de roni.
și cu încă 6, vreo 9 milioane de roni. Asta înseamnă 2 milioane de euro care au fost împărțiți. 2 milioane de euro, vă dați seama, la nivelul județului Constanța. Eu acum am speranță că de la Ministerul Dezvoltării primăriile atrag mult mai multe sume și mai consistente. Dar sunt și primarii care pur și simplu stau doar în baza banilor de la Consiliul Județean. Foarte multe primării. Să vă spun de ce. Sunt foarte multe, nu, sunt foarte multe primării mici și nu au nici venituri interne, nici nu reușesc să genereze proiectele necesare încât să primească finanțare de la guvern sau să primească finanțare de la Uniunea Europeană. Ce înseamnă? Cred că trebuie să facem totuși o reformă administrativ-teritorială în România. Și cred că unul din obiectivele viitorului Parlament ar fi această reformă administrativ-teritorială, micșorarea numărului de primării, un minim la o primărie de... Nu vreau eu să dau acum care ar fi acea cifră, un minim de personal. După aceea, nu se poate ca o primărie să aibă sub 1000 de locuitori, sub 1500 de locuitori, deci chiar nu se poate, adică pur și simplu ține o primărie degeaba. O primărie cu cât este mai mare, cu atât este mai atractivă pentru a atrage împrumuturi. Fiindcă în momentul în care o primărie se împrumută și o face în interiorul unui procent stabilit de lege, care este sănătos din punct de vedere al dezvoltării economice, să te împrumuți. Bine, urmează să și dai bani înapoi. Ea poate genera dezvoltare, adică poate rezolva problemele stringente și vitale ale comunității. Stradă, școală, iluminat. Dispensar, iluminat și alte chestiuni. Canalizare, apă curentă. Despre asta vorbim într-un viitor apropiat. Dar fără acea reformă, credeți-mă, nu se poate. Deci sunt 3000 și ceva de primării în România și nu merge. Doar în județul Constanța și sunt foarte primării sub 3000 de locuitori. N-ar fi nicio problemă dacă acei 3000 de oameni ar sta într-un loc, dar sunt în 6 sate. Asta înseamnă că sunt sate care au 400 de locuitori, 300 de locuitori, 500 de locuitori. Ce înseamnă acest lucru? Acești locuitori sunt scriptic. Practic, foarte mulți sunt plecați de acolo. Deci asta înseamnă că găsim o populație îmbătrânită la nivelul de 100-200 de locuitori și care are nevoie exact ca și o localitate mare. Și din pricina aceasta, fondurile, deci nici noi nu suntem o țară bogată una peste alta. Va trebui să cârpim din puținul care îl avem. Și suntem destul de sălași ca să nu ne permitem lucruri ieftine, care se strice imediat. Din pricina aceasta, revin la această idee de-a mea și v-am spus, cred că va trebui să fie o prioritate a viitorului Parlament, să facă această reformă odată pentru totdeauna, încât să avem primării de la peste 5.000-6.000 de locuitori încolo, capabile să facă proiecte, fiindcă noi vom funcționa în Uniunea Europeană 10 de ani de acum încolo, probabil sute de ani, să sperăm. Tot timpul va fi exista acest mecanism al întrajutorării în interiorul Uniunii Europene de a lua fonduri de dezvoltare. Și atunci, dacă facem această reformă și mutăm aceste unități administrativ-teritoriale pe o populație mai mare și pe o primărie mai puternică implicit, atunci acea primărie va reuși să atragă bani în localitate, bani europeni. Deci fondurile adică nu vor fi doar scriptice și faptice. Faptice. Se vor regăsi în investiții. Acum, lucrurile se desfășoară pe SEAP. Nu intru în alte discuții că ar putea să se întâmple ceva pe SEAP. Totodată, nu-și mai permite nicio firmă de construcții să încaseze avansul și să fugă cu lichiditățile respective, că nu mai merge. Deci oamenii chiar muncesc în momentul în care le faci un contract serios, în momentul în care nu-ți bagi joc de ei să-i amâni 180 de zile, 200-250 de zile la plată, în momentul în care ești o administrație serioasă și îți respecti clauzele contractuale, atunci și firmele de execuție devin și ele serioase, adică au capacitatea să angajeze oameni serioși la muncă. Oameni care vin dimineața și fac treaba, la ora 5 pleacă și îi vei avea dimineață de dimineață. Adică nu lucrezi cu tot felul de zilieri care nu au cultura lucrului bine făcut. Dar pentru ca o firmă să aibă angajați serioși și profesioniști, acea firmă trebuie să le poată plăti salariile în ziua respectivă. Ca o firmă să plătească salariile în ziua respectivă, mai ales o firmă de construcții, trebuie ca ea să încaseze atunci când i-ai promis că îi dai banii. Iar pentru administrația locală, dacă nu face plata și spune, păi mi-a dat guvernul bani, respectat.
Nu mi-a dat guvernul bani, că încă nu s-a făcut alocarea. E, puneți-vă în pielea patronului și puneți-vă și în pielea celui care a muncit și are de dus acasă un salariu. Deci lucrurile se leagă în lanț. Un singur om neserios dărâmă ca și un castel de cărți de joc sau după principiul dominoului, transformă alți 10 de oameni serioși și îi transformă în neserioși. Deci din pricina aceasta spun că primăriile la ora actuală trebuie să se mai desfințeze dintre ele și să se transforme în primării puternice. Selai din Cernavodă ne felicită pentru emisiune și spune că l-am ajutat, mai ales dumneavoastră, să primească foarte multe răspunsuri. A fost o emisiune binevenită. Anca, bună seara, salutăm prezența domnului Mândile. L-aș întreba ce ofertă propune PNL pentru parlamentare și dacă poate gira pentru colegii săi de partid. Rămâne să vă întreb doar dacă puteți să girați. Ofertele parlamentare le discutăm în campania electorală. Am înțeles, deci nu am dreptul să le pronunț numele sau să... Nu, ofertele parlamentare. Să vorbesc despre ei? Despre, da. Am înțeles, dacă știți ce înseamnă a gira, este ca și cum m-aș spune, răspund eu. Ca să răspund eu, trebuie să și risc ceva. Vă rog frumos să-mi spuneți ce ar trebui să risc. Eu cred că cei 6 colegi care i-am trimis acolo, îmi pare rău că nu pot să le pronunț numele, merg pe eligibilitate. Okay. Nu am mai făcut, vă spun. Mai despre noi cei mergem, care partidul, candidează, dar fără deci, platforme electorale, nu, fără îndemn la vot. Într-adevăr, nu. Nu îndemn la niciun vot, fiindcă voi avea timp în campania electorală. Prima dată va trebui să câștigăm încrederea și după aceea să cerem votul. Nu putem să cerem vot fără să generăm încredere. Noi mergem pe 4 locuri eligibile, cel puțin. 2 senatori și 4 deputați. Totodată, dacă lucrurile funcționează cum ne dorim noi să funcționeze, credem că avem șanse și la al 3-lea senator și la al 5-lea deputat. La Senat. Lista este deschisă de către viceamiralul Virgil Chițac. Cred că deja îl cunoaște toată Constanța și îl cunoaște o bună parte din județul Constanța. Dânsul a candidat la primăria Constanța în vară. A fost rectorul Universității Maritime Constanța, Academiei Navale, îmi cer scuze, că sunt două facultăți. A fost rectorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân Constanța și totodată este profesor pe arhitectură navală. Locul 2 este doamna Lucia Varga, pe care o știe toată lumea, a fost ministrul mediului. Și este invitatul emisiunii Punct de Vedere mâine seară, ora 21:30. Locul 3 la Senat, deci ultimul loc eligibil, este doamna avocat din Constanța, Sorina Tușa, pe care constanțenii o cunosc pentru faptul că a fost consilier local municipal în mandatul trecut. Mutându-mă la Camera Deputaților, locul 1 este domnul Bogdan Huțucă. Bogdan Huțucă a condus fiscul constanțean, a lucrat ani de zile în Ministerul de Finanțe, a fost vicepreședinte la fiscul național, din ce știu. Deci deja mediul economic îl cunoaște foarte, foarte bine, întregul mediu economic de pe raza județului Constanța. Locul 2 este domnul Robert Boroianu, care provine din rândul oamenilor de afaceri. Domnul Robert Boroianu este unul din oamenii pe umerii căruia se sprijină sistemul de stat. De ce? Fiindcă dânsul plătește salarii. Și dacă a plătit la câteva sute de oameni salarii ani de zile și taxele și impozitele aferente, vă dați seama că eu personal am un mare respect pentru astfel de oameni care reușesc să-și bată capul zi de zi, să facă efort intelectual și fizic încât lucrurile să funcționeze și să reușești să plătești acele salarii. E o mare chestiune. Locul 4 este domnul George Niculescu, care este un bun specialist cu destule luări de cuvânt și de poziție în revistele de specialitate în ceea ce înseamnă energia regenerabilă în România. Este vicepreședinte la mai multe organisme de profil, la mai multe asociații și cred că se specializează pe zi ce trece în acest domeniu. El este mai degrabă, el și domnul Huțucă, sunt mai degrabă pe profilul la modă în momentul de față, profilul tehnocrat, lor chiar putem să le spunem tehnocrați, dacă tot este la mod acest cuvânt. Despre oferta electorală, când mă invitați data viitoare, cu cea mai mare plăcere, pe mine sau pe colegii mei. Dacă girez pentru ei, eu girez pentru ei. Dar știți de ce girez? Fiindcă vreau să îi împing de la spate faptul dacă îi trimit acolo, prin efortul meu și prin munca și efortul tuturor colegilor mei, nu înseamnă că îi lăsăm nesupravegheați, nu înseamnă că îi sat fără câine acolo.
Noi vrem să-i trimitem cu niște teme foarte clare pe care să le împingă de la spate. Cu niște proiecte legislative. Fiecare dintre ei va avea o țintă legislativă în funcție de ce se pricepe. Deci pur și simplu nu îi las la îndemâna sau la mâna conducerii centrale a partidului și să ridice mâna acolo doar că cineva le face un semn. Din pricina aceasta girez. Iar eu, unul, credeți-mă, nu îmi dau demisia mâine poi mine din partid și voi avea în față mai tot timpul. Și dumneavoastră să fiți tot aici, o să mă mai chemați, domnule, ce facem cu oamenii ăștia? Ați girat pentru ei. Da, am girat pentru ei, da. Să vă amintesc. Da, vă rog frumos, chiar vă rog. Cristina Maria Vasilescu. Din pricina aceasta eu îmi dau curaj ca să mă duc să-i și cert dacă nu o să facă treabă bună. Am și o întrebare pentru domnul consilier, repet, Cristina Maria Vasilescu. De ce domnul Nicu Soldatu nu este promovat deloc, penalist din tată în fiu, cu o experiență de viață și politică foarte mare? Este un subiect pe care o să-l rezolv repede, în câteva fraze. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Soldatu. Îmi este un bun prieten. Domnul Soldatu, în ianuarie 90, făcea adesiuni la Partidul Național Liberal. Deci el este unul dintre fondatori. Totodată este un om de o inteligență sclipitoare, un om cu un suflet extraordinar și care suferă pentru Partidul Național Liberal. Se pricepe la foarte multe lucruri. Dar domnul Soldatu, fiindcă eu discut, nu, dacă nu zilnic, o zi da, una nu și mă văd săptămânal cu el, nu prea dorește să se implice. Deci dânsul tot timpul a preferat să stea în spate și să-i certe pe politicieni. E nevoie și de o voce critică. Eu îl ascult întotdeauna cu reverență și cu plăcere și întotdeauna mă gândesc la ceea ce spune. Doamna Vasilescu. Cristina Vasilescu. Doamna Cristina, dacă domnul Soldatul nu dorește să se implice, știți că politică cu forța nu se poate face. Dar credeți-mă, mare parte din lucrurile pe care eu le-am spus în această seară, le voi spune în continuare sau le voi spune de mâine încolo, sunt cunoștințe pe care eu le-am preluat de la domnul Soldatul din discuțiile pe care le avem împreună. Dânsul, în anumite domenii, pot să-i spun că este un soi de profesor pentru noi cei mai tineri care n-am prins anii 90 sau anii 80 având maturitatea necesară. Și chiar avem de învățat anumite ascunzișuri, anumite cotloane ale politicii naționale pe care domnul Soldatu chiar le-a trăit. Andrei, ce spune invitatul nostru despre portul Constanța? Aici sunt multe de discutat, nu o să ne permită timpul. Care este viziunea liberală în ceea ce privește activitatea și necesitatea de dezvoltare a zonei portoare? Promit că domnul George Mândilă va mai fi invitatul nostru și vă mulțumesc că ne-ați urmărit, ne-ați trimis mesaje. Pe scurt, știu că sunt multe de vorbit, dar nu o să ne permită portul timpul. Portul Constanța. Ce spune invitatul despre portul Constanța? Care este viziunea liberală în ceea ce privește activitatea și necesitatea de dezvoltare a zonei portoare? Zona portoară, din ce știu eu, trebuie să se dezvolte în urma unui master plan. Acel master plan a suscitat foarte multe, nu scandaluri, cât foarte multe controverse. Totodată, acum, știți cum e cu portul Constanța? Dacă nu există mare operator care să aducă vapoare să descarce sau să încarce marfă, degeaba discutăm. În momentul de față, România a cam pierdut rutele comerciale. Situația din Ucraina, care a transformat Marea Neagră într-un soi de lac periculos, situația din Orientul Mijlociu, cât și de pe coasta vestică a Mediteranei, după revoluțiile arabe din Libia, au transformat comerțul pe care noi ne bazam în ceva rar în momentul de față. Eu discut cu foarte mulți operatori și proprietari de nave și nu au angajamente pe această nave. Adică nu au descărcări și încărcări de la Constanța, le plimbă undeva la marginea Atlanticului, încearcă să facă ceva pe zona Mării Negre, dar aici intră la competiție cu turcii și cu ucrainienii care au vapoare amortizate și care știu să facă acest business de sute de ani de zile. Dezvoltarea portoară în ceea ce privește operatorii portuari este o discuție care trebuie făcută cu administrația Port Constanța, care este în subordinea Ministerului Transporturilor, dar totodată și primăria are acțiuni la administrația Port Constanța. Iar în ceea ce privește șantierul naval, trebuie discutat cu conducerea șantierului naval, care din ce știu eu s-a cam pus pe picioare, evident a eficientizat oarecum problema tehnologică acolo,
Au mai plecat oameni, dar cei care au rămas își încasează salariile, iar salariile sunt bunicele. Și există comenzi, un lucru foarte important. Foarte puține șantiere navale din lume au comenzi. În ceea ce privește viziunea liberală asupra dezvoltării portului Constanța, cu cea mai mare plăcere, și vă rog frumos, chemați-mă aici, în momentul în care voi primi programul de guvernare, îl voi studia și cu ce mai știu eu, îl voi prezenta pe înțelesul tuturor. Credeți-mă pe cuvânt, aștept să fiu invitat și voi discuta despre portul Constanța 3 ore de emisiune. Aștept programul de guvernare, care trebuie să-mi vină, iar programul de guvernare este o cărțulie destul de groasă, pe care va trebui să o citesc de mai multe ori din scoarță în scoarță, va trebui să o învăț și să-mi o asum. Fiindcă dacă cumva, și iar eu sper, în procente mulțumitoare că vom ajunge la guvernare, acel program de guvernare va trebui să devină lege. Iar acea lege va trebui respectată. Final de emisiune. Vă rog. Vă invit să adresați un mesaj telespectatorilor noștri, în primul rând locuitorilor județului Constanța, colegilor dumneavoastră de partid. Nu m-am așteptat la așa ceva, că va trebui să adresez un mesaj. Dacă tot este să discut cu locuitorii județului Constanța, numărul unu ce aș vrea să-i rog este ca atunci când vor fi alegerile să iasă la vot. Să nu lase pe alții să decidă în locul lor, fiindcă alții dacă vor decide în locul lor, vor decide prost. Nimeni nu decide mai bine decât propria noastră persoană în ceea ce privește viața noastră. Dacă tot vor merge la vot, în această perioadă de vineri începând, să-i asculte pe toți, să-i cântărească, să-i analizeze, să-i studieze, să pună întrebări despre ei, ce au făcut până acum, unde au fost, cum s-au comportat, ce știu să facă, dacă au rațiune, dacă au judecată și dacă au bun simț. Fiindcă în Parlamentul României, dacă se merge, se merge pentru a se face lege. Iar o lege, prin definiția ei, nu este altceva decât o expresie a bunului simț. Acesta este mesajul meu pentru locuitorii județului Constanța. Pentru colegii mei nu am niciun mesaj, cu dâns și mă văd zi de zi. Vă mulțumesc pentru prezență. Eu le mulțumesc telespectatorilor că au avut răbdare cu noi în seara aceasta și le-am răpit din timp. Vă mulțumesc pentru prezență, vă urăm succes în activitate și facem un apel la dumneavoastră, noi, locuitorii municipiului Mercidia, să susțineți proiectul care va fi inițiat, pentru că are o temă domnul consilier județean Marian Iordache și a promis, la fel ca și ceilalți doi consilieri care sunt din Mercidia și ne reprezintă în Consiliul Județean, redeschiderea muzeului Lucian Grigorescu. Și dacă vă amintiți dumneavoastră pe scurt, și vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi când Alfa Media a demarat campania, am inițiat-o și am demarat-o, redeschideți muzeul Lucian Grigorescu. E evident că voi susține acest proiect, dar ce credeți că mai era nevoie să-mi spuneți? Este, vă dați seama că este proiect, să spunem, campania noastră de suflet, sunt și alte campanii. Cu cea mai mare plăcere. Stimați telespectatori, mulțumim pentru atenția acordată. Rămâneți cu Alfa Media pentru că rămâneți în realitate. Toate cele bune!